Ciao ragazzi! Hei, salutare din Italia! Din păcate, astăzi este ultima zi a noastră în Italia. Am călătorit aici cât? 3 luni cam. 3 luni, da. Și oricum nu ne-a fost suficient, încă au mai rămas multe, multe locuri de explorat. Noi în mare parte am explorat Italia pe litoral și insula Sicilia la fel pe litoral, care la fel n-am reușit să o explorăm în detaliu. Mai este și centrul Italiei, adică prin interiorul Italiei, și partea de nord n-am atins-o absolut deloc. Dar partea de nord e extraordinar de frumoasă, în special partea muntoasă. Iată, acum suntem chiar la intrarea în munți. Suntem în orășelul Germona și aici am găsit un dump station unde putem să ne alimentăm cu apă și să golim rezervoarele gri și WC-ul. Ia vedeți ce vedere avem noi aici. Acolo muntele, astăzi este o zi însorită. Ieri a fost ploios, dar astăzi este bine. Și noaptea a fost cam răcoare, ci drept, a fost undeva vreo 4 grade da. Plus. Dar am pus căldura noastră și ne-a fost ok. Adică nu a fost frig. Spre dimineață un pic mai frig, deoarece am oprit-o spre dimineață. N-am stat cu ea pornită toată noaptea, dar... Pentru siguranța noastră. Pentru siguranță, da. Dar dimineață imediat am pus-o, am pornit-o. Cine am trezit. Da, am pornit-o și ne-am încălzit repejor. Acum e soare și ne încălzește chiar și soarele, nu e foarte frig. E o vreme foarte bună ca să traversăm acum munții Italiei și ajungem în Austria, unde ne așteaptă niște gazde extraordinare. O să vedeți acuș. Ca să ajungem în Austria avem două drumuri, ori pe autostradă sau Passo Pramolo. Și o să încercăm prin Passo Pramolo, deoarece ar trebui să fie un drum foarte, foarte frumos, doar că există riscul să fie nu chiar bun drumul, deoarece se ridică până la altitudinea de 1500 de metri și poate să fie înghețat, poate să fie zăpadă acolo. Până ce nu văd nimic, nici o... Ai, uite, acolo spus că interzis la camioane. Interzis la camioane, dar noi suntem mașină de categorie B, așa că suntem ok. Încă camioane de la 10 tone, până la 10 tone poate să rădești pe aici. Așa că o să încercăm. Pe autostradă un pic înconjoară, dar chiar și drumul ăsta e mai frumos și din cauza asta am vrut să-l alegem. Merge chiar pe munți. Da, și e o singură bandă. Așa, încetişor. Dar nu cred și dar... Drumul este înghețat. Da, frumos pe aici. Chiar îi? Dar noi nu avem caucecuri de iarnă. Da. Sunt totul bine. Să nu ne întoarcem acum așa înapoi. Uitați-vă ce fain! Suntem în zăpadă! Drumul văd că e bun, ai pus material antiderapant, da. Nu se lunică. Prima dată am asta pus! A, nu e prima dată! Nu! Unde am... În Montenegro, asta vară! A, acolo era gheață, nu era zăpadă. Nici. Asta cred că curge de pe braz, da. Da, dar zăpadă adevărat prima dată. Anul ăsta! Apa! Îți-o înghețat mâinile. Nu! Au! Ok, acum trebuie să cumva să ieșim din locușorul ăsta de refugiu. Aici e zăpadă și cred că să ne alunecăm. Nu știu cum să ieșim noi de aici. Hai! Hai!
mi-a înghețat mâinile. Nu, cât e dificil. Este gata. Uite și ninița. Gata, am intrat în Austria. Aici sunt piste de schiat. Continue on B90 for 13 km. Da, tare fain. Nu doar și nici de schiuri. Poți. Ne oprim la schiat? Nu, acum. Wow. Ca noi în vale, ce e undeva? E de acolo, parcă este un nor, adică deasupra unui băi. Este aici un nor foarte jos. Da, aici e soare, pe care merge norul, așa să vedeți. Da, și este bine. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday. Ia uitați-vă ce privire și frumoasă aici. Wow. Super. Un aer rece, zăpadă, munți. Foarte frumos aici. Acum am ajuns la o familie de români, ei locuiesc aici în Austria deja de 2 ani, au un fel de vilă aici, foarte frumos în munte, e o frumusețe extraordinară aici. O liniște, da. Priveliște extraordinare. Foarte frumos, într-adevăr, și e foarte relaxant, s-aude un pic zgomotul de la drum, dar în rest ciripii de păsări, cu toate că e minus afară, e ger, dar păsările mai ciripesc din când în când. Și acum s-a lăsat cam bruma, totul e alb, așa o priveliște frumoasă. Da, iarnă din aia ca din povești. Da. Apropo, fiindcă acum e sezonul iernii, noi vlogul ăsta o să-l postăm mai devreme decât cele din Italia, deoarece în Italia noi avem mai multe vloguri, deoarece am călătorit toată Italia, o să vedeți, e foarte interesant. Dar fiindcă acum e sezonul, a venit în Austria, tăman în sezonul de Crăciun, în perioada de Crăciun, am zis că să le publicăm pe asta mai devreme, după care o să le publicăm pe cele din Austria. Din Italia, da. Așa că vă așteaptă niște vloguri interesante din Austria, după care Italia. Deci familia asta de români închiriază vila asta, o parte din vilă, și este un loc extraordinar de frumos. Noi avem și noi camera noastră, acum vă arătăm, facem un fel de mini-tur să vedeți și voi. Poate pe viitor să ne oprim și noi prin apropiere. Da, asta să fie, că mulți ne-au întrebat unde ați vrea să vă opriți după toate călătoriile voastre. Și Austria, chiar locul ăsta unde ne aflăm noi acum, e unul dintre preferatele noastre, aș spune. Da, noi călătorind din țară în țară, tot ne punem pe listă unde ar fi mai bine să ne oprim pentru tot restul vieții. Și anume, regiunea aceasta, Carintia, chiar se află deja și ea pe lista noastră. Ia uitați ce priveliște frumoasă aici avem. Nu știu dacă se vede, dar sunt așa niște fulgi care strălucesc la soare. Se vede ori în cameră. Și aici așa un curcubeu. Se vede curcubeu? Ce fain. Azi noapte a fost ger. A fost până la minus 7 grade și a fost destul de frig. Da, și s-a pus așa un fel de brumă, deoarece a fost umiditate, ieri a fost ceață pe aici. S-a pus un fel de brumă și acum e soare și e frumos. Super tare.
chiar sută. Ia vedeți cum s-a schimbat peisajul în timp de mai puțin de o oră. Deja avem alt peisaj. A venit ceața așa. Acum ceața s-a ridicat mai sus norul ăsta. Jos se vede așa ca în poveste. Acolo e mai mult claritate un pic. Da, trebuie ochelari de soare, pentru că soarele e prea puternic. Ce zici, îți place peisajul ăsta? Da, eu sunt încântată. Ne mutăm aici? Da! Haideți să vă arătăm camera noastră și tot restul casei. Și aceasta este camera pe care ne-au oferit-o Florin și Irina. Este un dormitor foarte, foarte spațios și călduros, având în vedere că acum este minus 6 grade afară. Este un ger total pentru noi. Încă nu ne-am obișnuit cu trecerea asta de la mai cald la mai rece, pentru că foarte repede am înaintat spre nord și prea repede a venit frigul la noi. De aia pentru noi este foarte ger. Aici avem un pat foarte mare, aici avem spațiu de lucru, avem un birou de unde Costel lucrează. Aici mai avem o canapea unde ne relaxăm. Mai lucrez eu de aici. Aici avem un dulap unde ne punem lucrurile noastre. Deci foarte fain și ce-mi place foarte mult când mă trezesc dimineață. Chiar în fața patului avem niște geamuri de unde se văd crestele munților. Nu vă închipuiți dimineața să te trezești cu așa o priveliște. Voi de mine! Noi când am ajuns aici, era un pic ceață și nu se vedeau crestele munților, dar care a fost surpriza de dimineață când am deschis ochii și am văzut asta, vai de mine, deci e ceva extraordinar. Hai să vedem restul casei. Ei închiriază etajul 2, cel de sus, și parterul. Iată, aici sunt 4 camere. Asta este una dintre camere. Este așa în stil rustic. Foarte interesant. Un pic mai mică, dar în schimb vedeți ce vedere are. Fereastră mare. Acolo avem vedere la munte. La fel când te trezești, de aici aveți muntele. Ce tare. Aici ai un spațiu de lucru, birou. Eu cred că camera asta e suficient de mare, a noastră cred că încă e prea mare. Și super fain amenajată, bine, călduț. Pe jos avem mochet moale. Super. Direct aici, în dreapta, avem baia. O baie foarte comodă și destul de spațioasă. Asta este baia noastră. Mai avem o cameră. Așa, la fel o cameră foarte frumoasă. E un pic mai mică, dar e drăguț amenajat. Asta e un stil așa mai modern. Asta are și balcon, la fel ca și a noastră. A noastră are un balcon mare, doar că aici vederea e către drum. Dar oricum e frumoasă, ia vedeți. Oricum se văd munții. Camera asta are și baie aici alături. Iată așa. Foarte drăguț. Chiar direct lângă camera este baie, practic e dedicat acestei camere. Și chiar alături încă o baie. Asta e mai mare. Frumos decorurile. Asta e chiar e mare baia. Așa. Așa, și la etajul ăsta mai avem o cameră aici.
Așa. Asta e mai mică un pic. Super fain. La fel amenajat foarte frumos. Vedeți ce amenajat cu bun gust. Este așa și un comod. Super fain. Iată, în holul ăsta sunt toate camerele și 3 băi. Sunt 4 camere și 3 băi. Și îmi place mult cum e amenajat de Crăciun. Abia acum simțim atmosfera de Crăciun. Another year went by, but the difference this time is that ever since July I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Și la nivelul de jos avem zona de relaxare cu niște lumini foarte frumoase. Decoruri. Mai jos. Ok, haideți să începem cu bucătăria. Aici este și bucătărie, dacă dorește cineva să-și prepare mâncare, o bucătărie destul de spațioasă. Tot ce trebuie în ea. Da. Avem microunde, cafea, frigider, plită de gătit, absolut tot. Și pe fereastră, la fel, vedere frumoasă, priveliște, să ved munții acolo. Și chiar aici este terasa, aici terasa pentru barbecue. Aici e zona de relaxare. Și aici chiar și sauna avem. Duș, sauna. Da, mai ales pigerurile care sunt iarna, e numai bine venită sauna aceasta. A, dar e mare, aici încap multe persoane. Da. Super. Da, fain când afară sunt minus 10. Ai venit aici repejor, da, și te încălzești. Sau să mai ieși de aici deodată în zăpadă. Și aici este living room-ul. Este o sală foarte spațioasă, 50 de metri pătrați. Aici este masă de tenis. Cine preferă, pac, 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 se joacă un pic. Este muzică foarte bună, puteți să faceți și discotecă, este foarte interesant. Televizor mare, poți să stai aici, să te relaxezi, să mai guști un ceai, o cafea. Tot de aici, foarte ușor, poți să ieși la parcare, este chiar acces. Unde se vede și căsuța noastră. Și acum de să încercăm darts. Luminița, tot așa de bine poți juca? Da, tot. E un joc rezidero. Trebuie să-i merezi măcar așa. Stai cu data. Da, un pic mai bine. Young girl. 292. Ia uitați-vă și afară cum e, cât e de frumos! Ce view, ce priveliște frumoasă avem aici de la terasă. Foarte frumos. Ce peisaj de poveste! Super fain! Iată, asta este zona de barbecue. Vara, aici se amenajează un barbecue, poți să faci frigărui, tare fain. Cu vedere extraordinară către valea asta și munții ăștia foarte frumoși.
tot e albă, au înghețat, a fost brumă. Zilele astea au fost foarte frig. Au venit friguri în regiunea asta. Iată așa arată casa prin exterior. Foarte bine amenajată. Ei au reconstruit-o, au cumpărat-o aici în Austria și după care au reconstruit-o. Chiar e stil austriac. Super, îmi place. Zona asta chiar e foarte frumoasă. Asta o să o ținem și noi în considerare, să ne mutăm în caz că ni se trăim de călătorii sau vrem să ne oprim undeva, măcar pe o perioadă. Ia uitați-vă, acolo e căsuța unde stăm noi acum. Ce fain. Se vede așa pentru copacii. Și aici vedeți? E un verde aprins, vara acum e alb din cauza brumii și frigului și gerului. Aici e verde total. Eu nu știu cum austriecii ăștia frezează absolut tot. Vedeți? Asta e practic un câmp și este frezat. Și munții. Superbă zona. Acolo este și un râu. Iată. Un râu destul de mare. Montan cu apă curată. Și uite, chiar aici, iată acolo, este stațiunea de schi, o stațiune foarte mare de schi, este în top 10 din Austria. Este doar la 5 km de aici. Noi am trecut când am venit încoace, Italia e după muntele ăsta, așa încolo. Și noi când am venit, am venit așa pe aici, am coborât, pe care am venit încoace pe drumul ăsta. Și doar la 5 km, adică ne gândeam să mergem și noi să facem niște ture cu schiul, dar... E cam prea frig și nu suntem echipați, nu avem pantaloni de schi, nu avem absolut nimic pentru schi. O să mai revenim pe aici, probabil. Nouă ne-a plăcut foarte mult această vilă și chiar e bine să stai și o săptămână să te relaxezi aici, să uiți de tot absolut, da. Să respiri aer curat și să te minunezi de priveliștile din prejur. Nu, departe este și o stație de schi din top 10 din Austria. Ați văzut-o când am intrat aici în Austria, am trecut și, exact pe lângă ea. Și este chiar foarte aproape, așa că poți sta aici și la schi și vara și iarna, e foarte fain. Această vilă se poate închiria, eu vă pun linkul în descriere, site-ul de unde puteți să vedeți mai multe detalii. Se numește Comfort and Views și această denumire descrie în totalitate această ambianță, deoarece oferă confort și priveliști minunate. La 3 km de vila Comfort and Views este o pistă de schi, se află stațiunea de schi Nassfield, care este top 3 din Austria, este într-adevăr o stațiune de schi foarte, foarte interesantă. Am fi vrut noi să... Multe piste de schi. Da. Am fi vrut să mergem și noi la piste, dar nu suntem echipați, nu avem nici îmbrăcăminte, nici schi, absolut nimic nu avem, așa că lăsăm pentru o altă dată. Iată cum arată pista asta, stațiunea de schi, imensă, o rețea imensă de schi, 110 km de piste, vedeți acolo jos, 110 și se ridică până la 2020 de metri acolo sus.